Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată-ne din nou la podcastul nostru săptămânal de pe Radio M+ și Tele Moldova, dar ne puteți urmări și pe canalul nostru de YouTube, acolo unde puteți viziona emisiunile anterioare. Astăzi, pentru că suntem în preajma zilei de 1 decembrie și pentru că 1 decembrie este legată de regalitate, discutăm despre un subiect mai puțin abordat în spațiul public românesc. Este vorba de povestea trenului regal. Și pentru că este vorba despre trenul regal, discutăm astăzi cu unul dintre autorii unei cărți care a apărut recent la editura Curtea Veche, domnul Andrei Berinde. Este coautorul cărții Povestea trenului regal. Aceasta este cartea. Domnul Andrei Berinde este un iubitor al istoriei feroviare, un ghid turistic bine cunoscut în București și nu numai, și în spațiul românesc. Un cunoscător al istoriei feroviare din România, este autorul altor două cărți despre istoria feroviară în România. Domnule Andrei Berinde, eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a discuta despre povestea trenului regal în România. Și eu vă mulțumesc, oricând vă stau la dispoziție pentru orice discuție pe teme de istorie feroviară. Știu, pentru că am și colaborat în acest an la o istoria unei căi ferate, da, Pașcan-Târgu Neamț, și sper să ne revedem și fizic pentru, așa cum vorbeam înainte de această înregistrare, de a discuta despre calea ferată Pașcan-Târgu Neamț live, să zicem așa, față în față. Cu dragă inimă, oricând doriți. Cum a început istoria acestei lucrări? Cum v-a venit ideea? Cât de greu a fost să scrieți povestea acestui tren regal, gândindu-ne la informațiile care există, și arhive, și ziare, nu știu, și fotografii? Practic, ideea nu mi-a venit neapărat mie, ci a venit colaboratorului meu, celălalt coautor al cărții, tânărul istoric Tudor Vișan Miu. El a avut inițial ideea scrierii acestei cărți și mi-a solicitat ajutorul pe partea de consultanță de istorie feroviară, identificare de surse documentare, fotografii de arhivă. Adică a fost o colaborare care m-a onorat și pe care am făcut-o cu cea mai mare plăcere. Cartea este structurată așa, în câteva, să spunem, capitole. Faceți o incursiune în istoria feroviară românească de la 1866 încoace. Trebuie spus că atunci când regele Carol a venit în România, principele Carol a venit în România în 1866, în România nu exista, România de atunci, nu exista drum de fier, nu? Da, e corect afirmația dumneavoastră. Existau mai multe proiecte, existau niște discuții în Parlamentul României, existau din timpul lui Cuza niște proiecte de realizare a unor căi ferate, dar concret nu exista niciun kilometru de linie construită. Și cum s-a ajuns la un tren regal? Păi s-a ajuns pe de o parte din necesități de transport pentru Casa Regală, pe de altă parte s-a ajuns și ca ideea unui simbol, adică totuși un principe al României, un viitor rege al României avea nevoie de un tren regal. Vă dați seama, era și în contextul european în care căile ferate erau în plină expansiune, toate statele civilizate, să zicem așa, sau din Europa vestică aveau căi ferate și începuseră construcțiile de căi ferate. Și practic regele Carol I la un moment dat în discursuri publice și chiar și în corespondența privată se exprima că căile ferate sunt baza dezvoltării și a modernizării unui stat. Adică nu poți avea un stat modern fără o rețea de căi ferate. Dacă la început n-a existat un propriu-zis tren regal, cum călătorea principele Carol, regele Carol ulterior, Ferdinand, cum călătorea în țară?
Existau... Chiar ne... Da, chiar ne putem, ne putem ghida și chiar și în carte am folosit referințe bibliografice din jurnalul regelui Carol I, în care chiar descrie prima călătorie pe care a făcut-o de la Turnu Severin la București în martie 1866, când a pus prima dată piciorul pe pământul românesc, și descrie drumul. S-a călătorit cu trăsura, vă dați seama că pe vremea aia călătoriile erau foarte, foarte dificile, o călătorie dura câteva zile, erau, cum să vă zic, erau pe așa la mila vremii, adică dacă era o perioadă, o primăvară mai ploioasă, erau foarte anevoiase. De când există această noțiune de tren regal și propriu-zis de un tren regal care să fie folosit de familia regală la deplasări în țară, dar și în afară? Pentru că o să ne povestiți că acest tren regal a avut câteva momente importante în istoria sa, a condus familia regală în exil, dar de când avem Da, acest... deci noțiunea de tren regal apare undeva către sfârșitul secolului XIX, undeva, dacă mi-aduc bine aminte, după 1880, perioada 1890, atunci când a apărut practic prima garnitură, primul tren regal propriu-zis. Inițial au existat câteva vagoane cu care călătorea suveranul și care aveau statut de vagon regal sau de tren regal. Practic, la început, orice tren în care călătorea suveranul primea automat statutul de tren regal. Deci a durat o perioadă până să avem un tren regal propriu-zis. Și când sunt făcuți acești pași? Bănuiesc că pe ultima perioadă a domniei lui Ferdinand, dacă nu mă înșel, avem... Da, dacă vă referiți la actualul tren regal, da, deci au existat mai multe garnituri de-a lungul istoriei, mai multe trenuri regale, practic, cum le-am numit. Subiectul principal al cărții și probabil că cel mai cunoscut pe care l-am abordat și la lansarea cărții este actualul tren regal, așa numitul tren albastru al regilor României, dată fiind și acest nume de alint din culoarea vagoanelor. Și el apare într-adevăr către sfârșitul domniei regiului Ferdinand. Deci este, vă dați seama, vagoanele sunt comandate în 1926 și primele vagoane din compunerea garniturii ajung în țară în 1928. A fost construit în Italia. Prima călătorie cu trenul regal al familiei regale, când are loc? Prima călătorie a regelui Carol I, practic, cu trenul regal, are loc, dacă mi-aduc bine aminte, undeva în august 1869, pe prima cale ferată din România de atunci, linia de la București Filaret la Giurgiu, și are loc în contextul în care Carol I chiar făcuse un fel de jurământ de credință, adică se făcuse un fel de legământ cu poporul român, în care spusese și afirmase public că nu va părăsi România până nu va putea călători cu trenul. Practic, primul voiaj extern al principelui Carol I, viitorul rege Carol I, voiajul în care a plecat practic să o cunoască pe viitoarea principesă și regină Elisabeta de Vid, viitoarea principesă Elisabeta a României, l-a făcut cu trenul parțial pe o mare parte din traseul căi ferate de la București Filaret la Giurgiu, adică a ajuns chiar la vreo 12 km de Giurgiu ca distanță. De unde a continuat drumul până în port cu trăsura, este foarte bine descrisă toată această călătorie în memoriile regelui Carol I. Iar prima călătorie a trenului albastru, așa cum îl știm noi astăzi, trenul regal, spuneți în carte că a avut loc în timpul regenței lui Mihai, în 1928, și a avut loc în Basarabia, spre Chișinău, dacă țin eu bine minte citind din cartea dumneavoastră. Da, a fost, vă dați seama, vagoanele trenului au venit cumva defalcat. De fapt,
De fapt, din păcate, în 1944, bombardamente americane care au ținut aceste vagoane care au fost bombardate, mare parte din ea împreună cu, cu toată documentația care, care există acolo. Deci astăzi sunt multe cunoscute, chiar întorcându-mă la prima dumneavoastră, întrebare de cât de greu a fost să realizăm această carte, sunt și în actual, la aproape un secol după construcția efectivului tren regal, sunt încă porțiuni din istoria lui care, din păcate, sunt neacoperite de... Nu s-au mai găsit documente de arhivă care să ne permită să facem complet povestea trenului regal. Ne-am bazat noi pe lucrările publicate până acum pe foarte, foarte bună carte scoasă de inginerul Ilie Popescu în 2006, numită Trenurile albastre ale regilor României, care s-a luat a trenurilor regale și care ne-a servit ca bază de documentare pentru editarea cărții noastre, dar și dânsul și noi ne-am lovit ce problemă de lipsa unor documente care să certifice anumite călătorii, anumite perioade din istoria trenului regal, sunt goluri și a fost în carte, am încercat să folosim la maxim toate sursele bibliografice pe care le-am putut găsi. Oricum, documente despre istoria feroviară din România lipsesc cu desăvârșire, pentru că și eu m-am confruntat cu lipsa unor documente legate de, vă spuneam, de ceea ce documentam eu legat de calea ferată Pașcan-Târgu Neamț. Nu există la regionala Iași, nu știu dacă există la Ministerul Transporturilor, n-am încercat încă acolo. Trenul albastru, așa cum îl știm și noi, a efectuat călătorii nu doar în România, ci și în străinătate, și dumneavoastră le prezentați în carte, celă lui Carol al II-lea în special, Cehoslovacia, Polonia, în timpul domniei regelui Carol al II-lea. Da, vă dați seama că trenul a intrat în uzul curent al familiei regale și a devenit un mijloc de transport foarte, foarte des folosit în deplasările familiei regale, atât pe teritoriul României, cât, cum bine spune, și în exterior. Și au fost și momente normale, practic, în activitatea trenului, au fost și momente mai tensionate, mai triste. Dacă mi-aduc bine aminte, cu trenul și este descris în carte cu lux de amănunte, modul în care a plecat regele Carol al II-lea din România în 6 septembrie 1940 cu trenul regal, modul în care a plecat în exil regele Mihai în 3 ianuarie 1948 de pe peronul gării de la Sinaia. Deci trenul de-a lungul istoriei a cunoscut și clipe fericite și clipe mai tragice chiar. Pentru că vorbeați de plecarea și a lui Carol al II-lea în 40 în septembrie și a regelui Mihai în ianuarie 1948, este un episod pe care îl prezentați în carte, pentru că sunt foarte multe legende legate și de părăsirea țării de către Carol și de către Mihai, cu aur, cu mașini, cu tablouri. Vorbiți despre povestea unui soldat care s-a întors cu spatele la trenul regal pentru a-l privi pe rege. Când s-a întâmplat da, acest de episod? Fapt, povestea s-a întâmplat în seara zilei de 3 ianuarie 1948, când practic regele a plecat în exil, regele Mihai a plecat în exil din gara Sinaia și de fapt nu s-a întors cu spatele, ci întreaga gardă, într-un gest de umilință supremă, a primit ordinul să stea cu spatele către suveran, total invers decât se stătea în protocolul normal, iar unul dintre soldații care făcea parte din această gardă a trenului a încălcat ordinul, chiar și a riscat, vă dați seama, și-a riscat libertatea, și-a riscat chiar și situația personală și a încălcat acest ordin, s-a întors către suveran, l-a privit în ochi și chiar și regele Mihai și aducea aminte în interviurile pe care le-a dat în anii 90 și aducea aminte de acest moment și a confirmat ceea ce
ceea ce îmi spuseseră și seniorii din Sinaia pe care am avut plăcerea să-i cunosc la începutul anilor 2000 și să stau de vorbă cu ei, cei care fuseseră de serviciu din personalul gării în acel moment în gară, inclusiv implicatul de mișcare care i-a dat plecarea trenului regal și care mi-a confirmat că acel soldat într-adevăr s-a întors către suveran și avea lacrimi în ochi. Vă dați seama, a fost un moment tragic și chiar suveranul confirma și mai mult în interviurile sale date în anii 90 faptul că, deși voiajul trenului s-a făcut în cursul nopții în cel mai mare secret, la Brașov, unde trenul a avut o oprire tehnică și chiar și pe și în alte stații din Transilvania au fost oameni care și-au riscat libertatea, au venit la gară, au aclamat pe rege, adică a fost un moment în care vă dea seama, poporul totuși l-a însoțit pe rege într-un fel sau altul pe ultimul drum pe care l-a făcut în România. Într-un capitol al cărții vorbiți despre cum se călătorea cu trenul regal, toate pregătirile de călătorie, tot protocolul atunci când oprea, atunci când pleca din gări, legat despre mersul, pentru că exista un mers al trenurilor regale, condițiile pasagerilor din acest tren, și trebuie spus că am avut prilejul să văd acest, să mă urc în trenul regal, cred că în 2000, dacă nu mă șel, 12 sau 13, atunci când l-am descoperit tras la unul dintre peroanele gării de nord, și am avut ocazia să urc în trenul regal să văd care erau condițiile de acolo. Da, eu pot spune că am avut și onoarea să fac un fel de tur al României cu trenul regal, dacă mi-aduc bine aminte, undeva în anul 2009, când a fost acel proiect inițiat de Casa Regală a României împreună cu Ministerul Transportului și cu Uniunea Scriitorilor din România, s-a numit proiectul Scriitor pe Calea Regală. Și știu că atunci îmi amintesc că am călătorit 5 sau 6 zile, am făcut un fel de tur al României, adică am plecat din București, ne-am oprit la Iași, la Vatra Dornei, la Alba Iulia, Mediaș, Sibiu și returul către Sinaia și București. Deci am avut plăcerea să cunosc trenul regal și din interior și să-i fie un fel de pasager, să zicem. Ce s-a întâmplat cu acest tren regal după 1948? A fost folosit după 1900. De comuniști sau nu? Da, deci după 1948, practic după călătoria regelui Mihai în exil, garnitura de tren s-a întors în România, a devenit un fel de tren prezidențial al statului român și a fost folosit undeva până la sfârșitul anilor 70, dacă mi-aduc bine aminte, în 1979, când președintele de atunci, Nicolae Ceaușescu, și-a comandat noul tren prezidențial, care există și în prezent, l-a comandat la uzinele de vagoane de la Arad, au început să fie livrate, dacă mi-aduc bine aminte, primele două vagoane au venit în 1979 sau 1980 și practic de atunci practic vechiul tren regal și trenul prezidențial a încetat să fie folosit. A rămas cumva stocat așa în rezervă până în anii 90. Iar din undeva din anii 90 a început să fie folosit din nou, inițial ca tren turistic pentru turist feroviar, iar din 2012 a început să fie folosit din nou ca tren pentru deplasările familiei regale și a făcut în fiecare an, a avut călătorii și de 1 decembrie și el și în prezent este complet funcțional, este folosit, deci practic putem spune că trăiește o nouă tinerețe. Ați lansat cartea la București, am văzut imagini de la lansare, a fost foarte bine, foarte bine primită această carte de către public. Spuneam că nu este singura dumneavoastră carte, ați mai scris
alte două cărți, din câte știu eu, una dedicată regionale de căi ferate Brașov la 100 de ani și una dedicată chiar drumului de fier ale Unirii, de fapt sau instalarea administrației CFR în Transilvania. Da. De unde pasiunea asta pentru istoria căilor ferate? Foarte desprimesc această întrebare. N-aș putea să vă spun exact de unde. Probabil că vine din tradiția familiei în care am avut în familie ingineri care au lucrat în domeniul căilor ferate. Chiar undeva câteva generații în urmă, stră, bunicul meu a fost inginer și poveștile familiei spun că ar fi lucrat chiar cu marele Angel Salini la șantierul podului de la Cernavodă. L-am găsit, făcând niște cercetări, l-am găsit într-adevăr ca membru în serviciu de studii și construcții undeva la începutul anilor 1900. Și probabil că asta a fost destinul, așa a fost să fie. N-aș putea să vă spun când, bine, de mic copil am avut o pasiune pentru tot ce ținea de tehnică, începând de la cam tot ce era în mișcare. Și undeva la începutul anilor, dacă mi-aduc bine aminte, prin 2000, la începutul anilor 2000 exact, când eram elev de liceu, clasa a 9-a, clasa a 10-a, s-a produs declicul și practic m-am canalizat pe istoria căilor ferate pe trenul și uitați-vă că au trecut aproape 25 de ani de când fac istoria căilor ferate. La început a fost pasiune, foarte, foarte mult a devenit ca un al doilea stil de viață. Adică dacă trece o zi fără să nu cercetez un document sau să nu mi-arunc ochii pe un text legat de istoria căilor ferate sau să descopăr o fotografie, o imagine, nu consider că parcă ziua aia a trecut degeaba. Oricum ați avut și cred că aveți în continuare un bun mentor, foarte bun, domnul Radu Belu, care este o somitate în ceea ce privește istoria căilor ferate în România. Da, am avut practic șansa să-l cunosc dintr-o întâmplare, am avut șansa să-i devin unul dintre prietenii apropiați și practic mi-a fost în domeniul căilor ferate și aia mi-a fost, putem zice, ca un mentor, ca un al doilea tată, el m-a introdus în această lume a căilor ferate, am colaborat și colaborăm în continuare și practic de la dânsul am învățat cam tot ce am pus ca baza pasiunii mele. Aveți proiecte de viitor? O nouă carte despre istoria feroviară? Da, bineînțeles. Am mai multe proiecte de viitor. Am mai multe lucrări la care practic le am în curs de editare. Încerc să ating și alte teme, bineînțeles, tot legate de istoria căilor ferate, adică încerc să ating o lucrare care va fi totuși un fel de monografie a atacurilor aeriene din cel de-al doilea război mondial, cele care au lovit gări, trenuri, căi ferate și chiar am studiat în ultimii ani masiv documentație pe această temă. Am avut norocul să găsesc în Arhivele Naționale la București cam 3000 de pagini de documente. Aproape tot ce am putut găsi, am copiat și lucrez pe ele. La momentul de față pot să zic că am reușit cât de cât să am așa o evidență clară pe zile, pe atacuri, ce au lovit, ce efecte au avut, pentru că sunt foarte multe povești. A fost un subiect despre care s-a scris foarte mult, dar până acum nu s-a, din ce cunosc, nu s-a făcut o lucrare care să le prezinte practic toate atacurile începând din 22 iunie 1941, când România a intrat în cel de-al doilea război mondial, și până la sfârșitul anului 1944. Oricum, povestea aceasta sau istoria feroviară este foarte puțin abordată în România și aici mă refer în special la istoria căilor ferate înguste, ceea ce știm noi ca și mocănițe.
literatură românească nu prea există. Cei din afară se interesează, în special germanii și austriecii, de această problematică, din păcate. Da, în general, aici n-aș spune chiar că nu există deloc literatură. Chiar l-ați pomenit pe mentorul meu, pe domnul inginer Belu. Undeva în 2006, dacă mi-aduc bine aminte, am lucrat amândoi și am colaborat și am scos o istorie a căilor ferate forestiere, o carte la vreo 200 de pagini în care am documentat practic cele 150 de căi ferate forestiere care existau în România în perioada de maximă expansiune a rețelei de căi ferate forestiere, în perioada de apogeu, deci undeva în anii 30. Trebuie să vă spun că rețeaua de căi ferate forestiere din România în acea perioadă era cam jumătate din rețeaua de căi ferate naționale. Deci dacă ne gândim că toată lungimea acumulată a liniilor era undeva aproximativ 10.000 de kilometri, căile ferate forestiere, tot așa, dacă le cumulai pe toate la nivelul întregii țări, era cam în jurul a 5.800 de kilometri. Din care parțial și astăzi mai există câteva linii folosite foarte mult pentru turism. Cum spuneați, da, există interes, s-au publicat destul de mult despre căile ferate forestiere, dar de cele mai multe ori punctual în contextele monografiilor diverselor zone, diverselor localități, foarte puțin s-a abordat o tema asta sau o lucrare cu caracter general care să le prezinte pe toate, care să le documenteze. Și atunci mi-aduc aminte că a fost efectiv o muncă titanică, pentru că la multe n-am reușit să găsim documente, multe le-am reconstituit după hărțile vechi. Și oricum este un domeniu permanent în mișcare, adică nu poți să spui că, domne, în domeniul căilor ferate am epuizat toate sursele documentare sau nu mai am nimic de descoperit. De multe ori chiar și mie ca autor mi s-a întâmplat să-mi corectez propriile informații sau să găsesc documente care să ateste altfel lucruri pe care le știam, pe care le-am publicat. Chiar și în această carte despre Trenul Regal pot să spun că în momentul în care am lucrat practic mi-am schimbat un pic imaginea despre momentul 6 septembrie 1940, plecarea regelui Carol al II-lea din România, pe care, da, cunoșteam cât de cât povestea mare, găsisem și unele documente din arhivele căilor ferate care descriau plecarea trenului Regal, dar cu sursele bibliografice pe care mi le-a pus la dispoziție colegul meu, mai tânărul istoric Tudor Fișan Miu, mi-am schimbat un pic părerea despre amploarea momentului și despre practic impactul feroviar al respectivului moment. Deci permanent există șansa de îmbunătățire de informații și permanent sunt documente de descoperit. Poate o ediție a doua acestei lucrări în care să aduceți completările la zi cu informațiile. De ce? Nu ne-am gândit deocamdată, de-abia este proaspătă ediția întâi, dar nu exclud niciodată o posibilitate. De altă parte, domeniul temelor de istorie feroviară este atât de vast încât, efectiv, cred că nu ți-ar ajunge trei vieți de om să zici că ai epuizat subiectul. Pentru că timpul a trecut foarte, foarte repede, eu vă mulțumesc, vă aștept și la Neamț să discutăm despre istoria feroviară în Neamț și poate în 2026, așa cum discutam atunci când se împlinesc 40 de ani de la construirea și inaugurarea căii ferate Pașcan-Târgu Neamț, poate un eveniment care să marcheze, putem face un eveniment care să marcheze acest lucru. Cu dragă inimă, vă stau la dispoziție și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, pentru mine întotdeauna e o onoare să fiu implicat în astfel de aniversări feroviare, în astfel de evenimente. V-am zis, întotdeauna, practic, în termen profan, întotdeauna am pus la bătaie colecția și cred că n-a existat persoană care să mă solicite și pe care să nu-l ajut. Știți și dumneavoastră cum mi-ați scris, cum ne-am întâlnit de pură întâmplare și ați găsit la mine acele cărți pe care și eu le preluasem de la alții.
Așa că oricând sunt deschis oricărei colaborări și oricărei inițiative pe teme de istorie feroviară. Eu vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, povestea trenului Regal, Andrei Berinde, unul dintre autorii acestuia, și Tudor Vișan Miu, o călătorie prin istoria noastră națională pe căi ferate, de la 1866 și până în 1948. Până data viitoare, vă las pe frecvențele Radio Input și Tele Moldova. La revedere!